Scandal monstru în piața centrală din Bacău. Mai mulți comercianți care au refuzat să poarte masca de protecție s-au luat la ceartă cu polițiștii care i-au legitimat și amendat. Stai mă, de ce tragi el? De ce tragi om așa pe stradă? Pentru ce puneți mâna pe oameni așa pe stradă? De ce agresați oameni pe stradă? De ce agresați oameni pe stradă? Mă, eu nu înțeleg, de ce agresați oameni pe stradă voi? A fost scandal de pomină în piața centrală din Bacău. Mai mulți comercianți care nu purtau masca de protecție au refuzat să se legitimeze în fața oamenilor legii. Nu, agresiune asupra cetățeanului român. Acesta este domnul polițist. Comercianții le-au atras atenția agenților că nici ei nu purtau mănuși și au acuzat pe aceștia că fac un abuz. Uite. Poftim, scrieți. Nu aveți mănuși în primul rând. În primul rând aveți mănuși ca să-mi atingeți buletinul meu de identitate. Nu aveți voie să-mi-l atingeți. Puneți-vă mănuși. Să-l consider un refuz de legitimare. Da, vă rog, considerați-l. Nu, uitați-l aici. Poftiți. Puneți-vă mănuși pe mâini ca să-mi atingeți buletinul. Da, poate că da. În cele din urmă, scandalagii au fost amendați de poliție pentru nerespectarea regulilor sanitare, dar au amenințat că vor contesta sancțiunile primite în instanță. Da? O să fiți dați în judecată, vă spun drept. Da? Pe cine? Că nu o să nu vrea să legitimeze, bă. Păi da, nu, dar nu e problem cu video ăsta, o să se legitimeze singur. Stai cu mine.